Este prima dată când sunt invitată la o conferință județeană. Mă simt onorată și nu pot să spun decât că suflul nou, odată cu schimbarea guvernării și cu apariția unui premier tânăr, al unui președinte de Consiliu Județean tânăr, care cumva sunt rupți de trecutul acela greu pe care l-am împărtășit împreună, ne dă speranța că vom reuși să scăpăm de toate neajunsurile unei crize care ne sufocă de prea mult timp. Zilele acestea e drept că se vorbește mai mult de dreapta politică. E o mare agitație în partea dreaptei și șichierului politic. USL a câștigat guvernarea după o perioadă foarte grea. O perioadă în care guvernele PDL au făcut și bune și rele, dar au uitat cu siguranță să se gândească la omul simplu. Și asta e datoria noastră, a celor de pe stânga eșichierului politic, să ne gândim la omul simplu. Și la Suceava a fost la fel. Guvernarea PDL locală, conducerea PDL, a adus foarte mulți bani în județul Suceava, știți cu toții despre milionul de euro. Dar omul simplu nu l-a văzut, pentru că salariul mediu din județul Suceava a rămas în continuare cel mai mic din Moldova.